Sala de sportiv Timie Ilizei din Medgidi a fost gazda micilor handbaliste. Acțiunea este finanțată de Consiliul Județean Constanța, iar parteneri sunt Direcția Județeană de Sport, Inspectoratul Școlar Județean, primăriile în care se desfășoară proiectul, dar și alte instituții. După cum bine știți, în cazul proiectului Handbalul Ești Tu, una dintre etape se desfășoară la Medgidia, în parteneriat cu Primăria Medgidia, în parteneriat cu Consiliul Județean. Ne bucurăm să fim astăzi gazdele acestui proiect. Toată lumea e încântată de ceea ce a găsit la Medgidia, o sală extraordinară, o suprafață foarte bună de joc. Sperăm noi că sportivele se vor simți foarte bine la noi la Medgidia. Prin desfășurarea unor astfel de activități se urmărește o educație temeinică în sport, înlăturarea sedentarismului la copii și identificarea viitorilor potențiali campioni. Sper ca să nu fie un simplu proiect doar acum de început și acest proiect să aibă o continuitate. Este binevenit, după câte vedem, copiii vin într-un număr destul de mare și sperăm dintre aceștia să se regăsească mai târziu în echipele de performanță ale județului Constanța. La Cupa Liga Regiunilor au participat Centrul Cernavodă, Centrul Medgidia, Centrul Năvodar, Centrul Cumpăna, Centrul Constanța și Centrul Satu Nou. Fetele, în primul rând, entuziasmul cu care intră pe terenul de handbal ar trebui să nu-l piardă și să-l păstreze și pentru anii următori și să vedem cât mai mulți handbaliști și handbaliste pe terenul de handbal cu același zâmbet și cum se încurajează unele pe altele, care, dar chiar dacă astăzi sunt adversare în teren. Handbalistele s-au susținut unele pe altele în ciuda faptului că au fost adversare. Spun că s-au simțit bine pe teren, chiar dacă unele echipe au pierdut. Suntem din Năvodar, școala Grigore Moisil. Am jucat cu Cumpăna și am pierdut. Ne simțim cam prost. Dar sperăm să câștigăm. E bine și pentru copiii pasionați de handbal, pentru cei care sunt mai plinuți și vor să dea jos, să facă handbal. Că mie mi se pare handbalul că e un sport foarte frumos. Am jucat primul meci, l-am jucat cu Cernavodă și ne-au bătut la 6-4. Și acum ultimul meci l-am avut cu Năvodariu și am bătut la 5-0. Sunt din Medgidia, am jucat cu Cernavodă și Năvodari. Scorul la Năvodari a fost... Stai să vă zic mai întâi la Cernavodă, a fost 6-4. Din păcate am pierdut. Sunt din Satul Nou, am jucat cu Cumpăna și Constanța. Îmi place foarte mult deoarece fac de câțiva anișori și e o campanie frumoasă. Am jucat la multe concursuri și la multe meciuri și am dat multe goluri, adică am fost cea mai bună. În sală și-au făcut apariția și handbalistele de la CSU Neptun, care au intrat în jocul fetelor de gimnaziu, participante la Liga Regiunilor. Deși practică sport de performanță, evenimentul le-a făcut să retrăiască vremurile copilăriei și se declară încântate de faptul că noua generație duce mai departe tradiția handbalului românesc. Este o idee foarte bună, pentru că în ziua de azi copiii știu mai mult de jocurile de pe calculator, în loc de lumea reală. E foarte dificil să-i aduci într-o sală de sport și mi se pare frumos. Fetele par foarte bucuroase să joace alături de noi. Înainte de înmânarea trofeelor, toate echipele s-au reunit pentru a face fotografii, astfel că ziua nu va fi uitată niciodată. Câștigătorii au fost locul 1 seria A, Centrul Medgidia, seria B, Centrul Constanța. Pe locul 2 la seria A s-a clasat Centrul Cernavodă, iar la seria B, Centrul din Cumpăna. Proiectul a început în luna iunie și se va încheia pe data de 31 decembrie. Organizatorii speră ca și în anii următori Consiliul Județean să financeze proiectul. De asemenea, își doresc ca manifestarea să se extindă și pentru handbalul masculin. Responsabilii au în plan și organizarea unui meci de handbal între părinți și copii. Ideea de la care au pornit fondatorii proiectului a fost educația sportivă, care înseamnă educație în sănătate, combaterea sedentarismului și găsirea de noi campioane ale României.